Cu toții știm că există anumite alimente care ne pot ajuta oasele să fie mai puternice de-a lungul timpului, iar dacă astfel de alimente există, nu va mira pe nimeni să afle că există și altele care au exact efectul opus. Din păcate, unele dintre aceste alimente sunt extrem de populare printre români, care nu știu câte efecte negative pot avea pe termen lung. Chiar și calciul și vitamina D, în mod normal cruciale pentru un sistem osos sănătos, pot începe să aibă exact efectul opus, dacă depășim cantitatea zilnică optimă. Cerințele de calciu și vitamina D depind de vârstă, așa că asigurați-vă că sunteți conștient de doza optimă pentru dumneavoastră. Alcoolul este unul dintre alimentele care trebuie evitate, deoarece poate absorbi nutrienți importanți pentru oase, cum ar fi calciul, magneziul, cât și vitamina D. În plus, consumul excesiv de alcool poate duce chiar și la un risc mai mare de a suferi fracturi. Un consum crescut de alcool poate altera capacitatea organismului de a absorbi substanțe nutritive importante care sunt, de fapt, benefice pentru sănătatea oaselor. Chiar și cafea atât de populară în țara noastră poate fi periculoasă. Ea poate accelera pierderea de calciu, așa că trebuie să fim atenți la cât de multă cafea consumăm și cât de des o facem. Luați în considerare opțiunile de cafea sau cei decofeinizate dacă aveți nevoie doar de ceva care să vă încălzească sau chiar mai bine un pahar înalt de apă. Alte alimente care ne pot provoca probleme la nivelul oaselor sunt rățele de greu cât și sarea. Aceasta din urmă poate provoca pierderea calciului din oase. Iar partea cea mai rea este faptul că sarea poate fi ascunsă și în alte produse pe care le consumăm de-a lungul zilei, relatează click.ro